prezentarea setup-ului. Acesta este un monitor ultra gir, dacă vedeți aici să se focalizeze. Da, perfect. Ultra gir LG. Are 24 de inci monitorul cu totul și are rata de reîmprospătare de 360 de Hz, 365 de fapt. Eu zic că e destul de bun. E conectat la un Acer Nitro 5. Vă voi arăta specificațiile imediat. Mouse-ul este un Logitech G102. Ce știu este că are 8000 DPI. Nu le am prea bine cu mouse-urile, dar îl am de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, și își face destul de bine treaba, sincer. Avem și un mousepad de la Corsair. Dar, na, e un mousepad, adică nu prea pot să vă spun foarte multe despre el. Avem aici o tastatură la Izeris. Este o tastatură semi-mecanică, neagră, cu switch-uri albe. Deci dacă scoatem un switch, adică o tastă, greșeala mea, dacă scoatem o tastă, avem switch-uri albe. Punem înapoi. Haideți să facem și un sound test, dacă tot. Bun. Acesta a fost și sound testul. Iar acum să vă arăt specificațiile la laptopul Acer Nitro 5. Bun. Nu le-am eu cu specificațiile, ca să știți, dar avem aici o aplicație. Deci DirectX Diagnostic Tool sau DXDiag pe scurt. Deci este așa. Tot ce am eu în acest laptop este sistemul de operare Windows 11 Home 64 de bits. Procesorul este AMD Ryzen 5 5800H cu grafici Radeon și am 16 procesoare și memoria este de 16384 MB RAM sau în direct în giga vreo 16 giga de RAM, dacă nu mă înșel. Va apărea oricum și pe ecran în timp ce vorbesc, dacă cumva greșesc ceva, veți afla direct de fapt ce vreau să zic. Dar acum vă voi arăta ce am așa prin el. Am OBS-ul, am StumbleGuys-ul, Discord-ul și Counter-ul pe care l-am instalat, că de ce nu? Îmi place și Counter-ul, l-am jucat puțin, e un joc destul de fain. Așa că, haideți să nu mai stăm la povești, să dăm un meci de Stumble și să vedem cum o să se miște. Înainte de a da și un meci de Stumble, vreau să vă arăt o ultimă chestie pe care nu am apucat să vă arăt. Ei bine, acesta este coolerul. Nu știu însă marca, adică firma, dar vă arăt ce poate să facă. Ei bine, de pe acest buton schimbi luminile, de exemplu cum l-am făcut în mod rainbow, în mod curcubeu, nu știu cât de bine se vede, dar pot să schimb culorile cum vreau. Acum e doar un roșu strident, verde, albastru, cyan, mov, iar acum este un roșu, verde, deci toate culorile o să apară în felul ăsta. Acum, acest roșu se rotește așa în jurul laptopului, nu știu cum să vă explic. Și așa vin toate culorile. Așa este tot un mod de curcubeu, dar personal mie îmi place să-l țin pe ăsta. E cel mai RGB și cel mai fain mod în care o să-mi țin coolerul să meargă. De din butonul ăsta o să-l opresc, dar nu-l oprim pe clip, că de ce să-l oprim. Am aici plus și minus și putem să pornim coolerul să bage mai mult frig la laptop, mai multă răceală, să-l răcorim. Vedem că folosește 6 coolere în momentul de față, dar momentan n-am să-l las pe 6 coolere, că mai are și laptopul ventilatoare în el și o să-l lăsăm pe 3. Va folosi doar 3 coolere să-mi răcească laptopul, eu zic că e destul. Iar acum să dăm și noi un meci de Stumble, să vedem. Să vedeți și voi cum se mișcă, cum mi se mișcă mie. L-ați văzut și în ultimul clip. Găsiți un link în descriere. Poate vreți să-l vizionați și pe acela. Am jucat pe hărțile abonaților în Stumble Guys. Puteți să vă uitați. Și hai să vedem. Joc de prima o și tastatură. Nu le am încă. Dar cu atât mai slab joc, cu atât mai amuzant e clipul. Deci nu e nicio problemă. Bine, totuși dacă pot să câștig măcar două meciuri, eu sunt fericit. Adică
Deci m-a supărat, adică serios acum. Ok, over and under. Eu nu știu decât W și space și cu mișcatul de mouse. A, S și D. Le-am uitat, pe bune. Ți-a băi că am uitat și să joc, dar asta nu mai contează. Ok. Ok. Mă simt de parcă abia m-am apucat de jocul ăsta. Deci mă simt de parcă ieri... Mamă, bro! Zici că ieri m-am apucat să mă joc Stumble, pe bune. Zici că ieri m-am apucat să pun Stumble pe YouTube, zici că ieri m-am apucat să fac orice. Bun, dar tot am luat win, adică am câștigat win, da, deci e bine. Ludana, pentru mine nu e. Pentru mine nu e de pe, de pe telefonie, de pe PC. Ce să mă învăț? Ok, am și sărit de... Am sărit de mai bine, nu săream. Ok. Văd că mă cam atacă pingul, nu prea aș vrea să mă cam atace, să mă atace, nu să mă cam atace. Ce limba ai vorbit, Alexe? Că română sigur, nu? Ok. Lasă că până o yo-yo pe acolo. Perfect. Nu mai e perfect. A. Sau poate că ba da. A. Ba, e bine, lasă așa că mă calific. M-a luat gura pe dinainte. Trebuia să tac din gură. Trebuia să... Nu mă mai calific. Tutorial cum să-i win în Stumble, guys. Fii mereu negativist. Dacă pică ceva de elimination, laser. Fuu, mai și nimeresc eu M1 de la mouse, că așa mi-am setat pumnul și poate reușesc să iau și un win. Dacă iau un win, sunt cel mai fericit. Dar nu cred că o să iau, deci na. Ok. Hai că am jucat tot mai bine acum. Wow. Era să omor pe cineva, voi vă dați seama. Ce achievement e pentru mine chestia asta? Ma, am dat doi puncte pe care i-am ratat, gen. Deci na. Să nu vă așteptați la prea mari performanțe din treaba asta. Păi ce panicat îți... Mă credeți că-s panicat rău? Bă, da, bă, Mr. Beast a aruncat cu banii în ăla. Și cine ține jocul cu el acum? Nu e corect. Doamne, am luat win. N-am făcut decât să mă duc hâța bâța și am luat win. Cam acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și un subscribe, iar noi ne vom auzi data viitoare. Și pa, și pa!